Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un clip scurt, sper eu, despre murtirea orhideei Phalaenopsis. Despre murtirea orhidei am mai vorbit, găsiți linkul în descriere și la sfârșitul acestui clip. Așadar, metode de mulțire a orhidei Phalaenopsis. Deja am folosit câteva dintre ele și le-ați văzut pe canalul meu. prima metodă a fost folosirea pastei pentru keiki. Pur și simplu se aplică pasta pe un nod. După ce am dezgolit această pielță care acoperă nodul, găsiți și el, clipul respectiv, linkul îl găsiți în descriere și la sfârșitul acestui clip. Acolo am prezentat cum se aplică pasta pentru keiki. Trebuie să aplică subțire și doar pe un nod, maxim două. Asta pentru că nu vrem să supra-solicităm planta, mai ales că am avut surpriza ca dintr-un singur not să-mi 5 pui, 5 cheiche și deși nu am mai aplicat altă pastă pe orhidea respectivă, pe aceeași tisă, dar dintr-un alt not am mai ieșit un cheiche. Deci, repet, au în acel not nu aplicasem uh, pasta pentru cheiche, bineînțeles că puii au crescut, sunt mari, uh, sunt înfloriți, deci experiment reușit aș putea spune deși am pierdut doi dintre cei, dintre cei cinci. Asta pentru că am vrut să ajut cum fa orhidea, având atâția pui, am zis mai tai dintre ei să planta. Eu am încercat să salvez, dar erau mult prea mici ca să pot să-i salvez, dar... Na, se mai întâmplă. Deci asta ar fi o primă metodă, folosirea pastei pentru keiki. Orhidea trebuie să fie sănătoasă, figuroasă, pune pastă pentru keiki pe orhidele bolnave, pe pe care vedem că nu mai au nicio șansă de supraviețuire și atunci încercăm să facem asta. Dar dacă orhidea nu este într-o stare nici foarte groaznică, dar nici foarte bună, nu aplicăm acea pastă, pentru că nu vrem să supra-solicităm orhidele. O altă metodă de mulțire a orhidei Phalaenopsis este mulțirea prin semințe. Este foarte ușor să polenizezi o orhidee, v-am arătat acest lucru într-un clip. Nu are rost să faceți asta, am făcut doar de experiment, mi-a reușit, am reușit să polenizez o orhidee, însă trebuie să știți că înmulțirea prin mințe se face doar în condiții de laborator. Mulți au încercat să facă acasă și nu le-a reușit experimentul. Așa că nu are rost să stresați orhideea polenizând o că oricum nu reușiți să faceți nimic cu semințele respective. Foarte, foarte, foarte greu și doar în condiții stricte, în niciun caz, acasă. O altă metodă de înmulțire a orhidei Falenov este înmulțirea prin divizare. Am făcut deja acest lucru și aveți clipul pe canalul meu. Desigur, toate clipurile prezentate uh, sau menționate o să le găsiți în descriere cu linkul aferent. Mai puțin, vreau să vă arăt că aici am tăiat. Iar în scurt timp a dat acest pui de orhidee care este foarte mare, deși are, cred că n-are una, nu știu cât, 9 luni, nu știu exact cât sau chiar mai puțin da, are mai puțin, în jur de 7-8 luni, cam așa, oricum nu asta e important, iar partea cealaltă care, pe care am tăiat-o e acolo în spate, este înflorită, este foarte bine, are ce multe multe rădăcini, nu știu cât de bine se poate vedea acum, dar aceasta este, deci am reușit să să fac dintr-o singură orhidee să obțin două. Atenție, să face acest lucru doar în condiții, în anumite condiții. Nu puteți să faceți asta așa oricum. Găsiți linkul respectiv în descriere. Și acolo găsiți mai multe informații. Nu are rost să începeți să vă tăiați orhideele doar ca să experimentați, pentru că s-ar putea să nu vă iasă și să stricați și planta pe care o veți. Deci rețineți să face doar în anumite condiții. Mai există și o altă metodă de înmulțire a orhideei Phalaenopsis prin meristem și aceasta permite clonarea identică a unor orhidee. Cam asta a fost metodele de înmulțire a orhideei Phalaenopsis. Să trebuie să știți că și orhideea singură sau în anumite condiții poate să facă un keiki. Am prezentat acest lucru într-un într alt clip iar clipul se numește Ce este un Keiki. Bineînțeles că veți găsi și acest link în descriere. Asta e tot. Vă mulțumesc că m-ați urmărit pe curând.